Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, capitolul 4, citim cuvântul Domnului de la versetul 19, de la versetul 16, pagina 991, Sfânta Scriptură. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc zdrobilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îmi vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială îmi veți zice, zica la aceasta: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foame de mare peste toată țara unde erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman Sirian. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate, l-au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Amin. Vă rog să-l fac loc. Dragi și surori, mă bucur că sunt cu dumneavoastră în această zi în casa Domnului. Suntem la închinare aici. Fie harul și binecuvântarea Domnului peste noi. Fie Domnul să ne binecuvinteze pe tot. De acum sunt de câteva zile aici, având în vedere că sunt în biserica dumneavoastră de câteva zile și mi-am permis, poate, în unele seri mai autoritar să fiu, aș vrea să mă prezint și eu ca unul dintre oamenii din Scriptură. Vreau să vă spun că sunt un slujitor al Domnului din județul Sălaș, din Zalău și prin harul lui Dumnezeu mă bucur că Domnul împreună cu dumneavoastră ne-a chemat la mântuire și la viață veșnică. Vreau în această zi din Cuvântul lui Dumnezeu să ne învățăm, având în vedere că și în seriile acestea am îndemnat pe frați și poate că unii au spus: oare cine? Oare de ce vorbește așa autoritar? Sau oare de ce are cuvintele acestea mai aspre? Vreau să vă citesc un cuvânt al unui om din Scriptură care a vrut să se prezinte înainte de mesajul lui, care era foarte important. El a mai avut mesaje. El a mai avut ceva de transmis. Dar se pare că ceea ce am transmis până atunci nu era atât de important ca ceea ce urma să transmită înainte de a se prezenta. El a vrut să se prezinte și apoi să transmită mesajul acela să fie bine înțeles și să fie bine recepționat. Cartea Numeri, capitolul 24, eu știu că cuvântul acesta știți, dar auziți cuvântul Domnului din capitolul 24,
versetul 15. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: așa vorbește Balaam fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Și apoi își continuă prorocia spunând, așa cum știți dumneavoastră mai departe. Dar înainte de a o spune, au zis cum se prezintă. Așa zice Balaam fiul lui Beor. Așa zice cel ce are ochii deschiși. Probabil că nu cu mult timp înainte, ochii lui nu erau deschiși. Îngerul Domnului stătea în drum, măgărița au văzut asta și el, prorocul Domnului, nu vedea. Dar de data asta, pentru că mesajul nu era pentru cei din Moab, de data asta mesajul lui nu era pentru cei care l-au chemat acolo. De data asta mesajul lui era pentru Israel, pentru poporul Domnului. Și ca cei din poporul Domnului să-l perceapă, să-l înțeleagă, să ia seama la ceea ce el vrea să spună, s-a prezentat astfel, în cuvintele pe care mi le-am citit. Omul care are ochii deschiși, omul care vede vederile celui atotputernic, omul care aude glasul lui Dumnezeu, omul care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Numai că n-a fost nimeni cine să-i pună întrebarea, dar până acum de ce n-ai stat? Până acum de ce n-ai fost? Până acum de ce n-ai văzut? Însă de data asta mesajul lui era important, pentru că vorbea despre Domnul Iisus Hristos care trebuia să vină în lumea noastră. Fie numele Lui binecuvântat. De aceea am ales în această zi, frați și surori, cuvântul acesta pe care dumneavoastră îl știți. Evanghelia după Luca, din capitolul 4, Domnul a venit în Nazaret și cuvântul Domnului spune aici astfel. Ascultați! A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Eu nu vă cunosc pe dumneavoastră. Eu nu știu ce obiceiuri aveți. Dar știu că creștinii au multe obiceiuri. Unii au obiceiul duminica să nu vină la închinare la casa Domnului, că toată săptămâna au trudit și au obosit și trebuie să facă un repaus și să stea acasă. Unii au alte obiceiuri că mai ales în țară și în orașul de unde vin din Zalău. Nu este altă piață de mașini decât duminica. Și cum mașinile mai trebuie schimbate, numai bine, timpul potrivit să mergi și eventual să-ți cumperi o mașină sau să schimbi o mașină. Și când o poți face dacă nu duminică. Apoi, nu mai vorbesc despre cei care nu vin. Și în casa Domnului, mulți frați și surori au multe obiceiuri. A spus în una din bisericile în care slujesc, având în vedere că slujesc de mai multă vreme, au frații obiceiuri ca să aibă anumite locuri în biserică. Dar se mai întâmplă când sunt supărați, când i-a certat cineva, când au avut probleme cu cineva, să nu mai fie la locul lui. Și când mă uit eu, nu numai eu am zis, și ceilalți din biserică văd. Mai este câte un instrumentist care stă neapărat pe capătul rândului. Dar când are probleme, bai la mijloc, bai mai în spate, bai mai la perete undeva, nu știu ce vrea să arate. Obiceiul lui, că-i supărat și în casa Domnului. Însă, doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem obiceiuri bune. Atunci când suntem în casa lui Dumnezeu, să fim atenți la tot ce se face.
Acum cred că aici nu-i cazul, dar mai sunt biserici unde sunt frați care atunci când este slujba în biserică tot citesc. Noi zicem, nu-i rău să citești Sfânta Scriptură, dar ei citesc că așteaptă să le vină rândul la predică. Și cum rândul nu mai vine în duminica aceea, tot citesc. Și atunci eu înțeleg că poate nu citesc acasă. Și totuși, undeva e bine că citesc. Însă, vreau în această zi să fim noi receptivi la tot ceea ce se face în casa lui Dumnezeu. Și fie Domnul să ne binecuvinte. Apoi, pentru că timpul trece, mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul îi spune, căci Domnul avea obiceiul acesta să fie la închinare. Și intrând acolo în sinagogă, cuvântul Domnului spune, i s-a dat cartea prorocului Isaia. I s-a dat cartea prorocului Isaia. Știți, frați și surori, la cine i s-a dat cartea prorocului Isaia? La Domnul i s-a dat. Și-a zis, uite, Doamne, aici, cartea prorocului Isaia. Ia citește-ne ceva din ea. Vrem să auzim ceva din cuvântul prorocului Isaia. Domnul însă, de data aceea, n-a procedat ca în alte cazuri, și anume, le-a spus celor din Israel într-o împrejurare, dacă voi vreți să știți, aici este unul mai mare decât Iona. Într-o altă împrejurare a zis, dacă voi vreți să știți, aici este unul mai mare decât Solomon. Și el în Nazaret putea să spună, dacă voi vreți să știți, aici este unul mai mare decât Isaia. Și are ce să vă spună. Nu neapărat să citească din carte. Că mai nou am văzut pe unii care nu le mai trebuie nici carte când ajung la vot. Și alte mijloace folosesc. Ce mai trebuie acum carte? Doar carte știm toți că suntem destul de citiți. Însă Domnul putea să le spună multe lucruri, dar a ales să citească din carte, din cartea Domnului. Și a spus și lui Ioan, lasă Ioane, să împlinim tot ceea ce este de împlinit, ce e scris în carte. Fie Domnul binecuvântat. Și auziți mai departe cuvântul Domnului. Domnul a citit, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns. Duhul Domnului este peste mine pentru că Domnul l-a uns. Acum, eu în această zi nu pot afirma asta. Eventual, alții se vorbească. Dar dacă era cineva îndreptățit, frat și surori, vreodată, să spună că Duhul lui Dumnezeu este peste el, acela era Domnul. El putea să spună cu toată tăria. Cu toată responsabilitatea, cu toată puterea lui de convingere ca să-i facă pe cei de acolo să înțeleagă. Dacă eu astăzi voi spune că Duhul lui Dumnezeu este peste mine, poate că unii dintre dumneavoastră veți găsi multe greșeli și corect și normal să greșesc și să găsiți greșeli la mine că sunt om. Dar în mijlocul lor era Fiul lui Dumnezeu, Domnul. Și El este Cel ce le-a citit din cartea prorocului Isaia și a zis, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, săracilor Evanghelia. Dacă era să o cumpărăm, mântuirea, mulți dintre noi nu o puteam cumpăra. Dacă era să îl căutăm noi pe Domnul, și poate sunt cazuri și situații în care Domnul, trecându-i pe unii prin încercări, prin necazuri, acolo au înțeles că numai mâna lui Dumnezeu și brațul lui Dumnezeu poate să-i scape. Dar pe mulți dintre noi ne-a chemat Domnul din tinerețe pentru că a văzut în noi valori, măcar că Spania, măcar că România, măcar că cei poate din jurul nostru n-au văzut aceasta. Dar Domnul a văzut în noi valori, valori mari, valori inestimabile, valori pe care numai Dumnezeu poate să le pună în valoare într-o lume ca aceasta, în așa fel, frați și surori, încât să înțelegem că
chemați fii ai împărăției Domnului. Fie Domnul binecuvântat. Eram tânăr și într-o localitate lângă localitatea noastră nu era niciun credincios acolo. Și mereu mergeam, mai ales de sărbătorile de iarnă, împreună cu alți tineri, acolo în cetatea aceea, să vestim Evanghelia. Le cântam, le colindam. Și ieșeau oamenii din cetatea aceea înaintea noastră. Știți cum ne ziceau? Și prima dată am zis că așa ziceau ei, că își va joc de noi când ziceau asta. Dar până la urmă am înțeles că bine ziceau. Uite, vin ambasadorii. Uite, vin ambasadorii. Și atunci, pe moment, nu mi-am dat seama. Dar noi eram ambasadorii Domnului. Duceam mesajul lui Dumnezeu într-o cetate unde era, nu era niciun credincios, fie numele lui binecuvântat. Și au zis cuvântul Domnului, pe noi ne-a găsit Domnul într-o vreme ca aceasta să ne cheme la mântuire. Fie numele lui binecuvântat. Apoi cuvântul Domnului spune, mai departe aici, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Câte necazuri! Acum, nu știu câți dintre dumneavoastră prin câte ați trecut. Eu însă pot afirma astăzi aici, la amvonul bisericii dumneavoastră, așa cum omului Dumnezeu David a zis odinioară, toate talazurile și toate valurile tale au trecut peste mine. Numai că Domnul a fost de partea mea. Și care dintre dumneavoastră puteți zice că nu a fost de partea dumneavoastră? Poate mai multe, poate mai puține necazuri, dar toți cred că ați avut din plin parte de ele. Și în această zi, nu eu, nu cineva din țară, Domnul, prin cuvântul lui, spune, inima ta, dacă e zdrobită, era El, Domnul, are leac pentru ea, s-o tămăduiască. Inima ta, dacă e brăzdată de brazi de adânci și n-a fost cine să o mângâie, să o ridice, să o întărească, e aici Domnul, mărire Lui. Și El are putere să facă aceasta, fie numele Lui binecuvântat. Păi cuvântul Domnului spune mai departe. Robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii. Rob de război. Știți ce înseamnă aceasta, frați și surori? Asta nu că s-a întâmplat ieri, azi dimineață sau alaltă ieri, ceva în viața noastră. Și apoi, dintr-o dată, ne-am revenit, ne-am recunoscut, am stat înaintea Domnului și Domnul ne-a iertat și ne-a primit. Rob de război înseamnă că de multă vreme, că de multă vreme, că de mulți am poate unii, de multe luni, de multe săptămâni, unii suntem prinși de diavolul, în lanțurile lui, pentru că vrând de vrând El este în fiecare zi lângă noi și El este în urma noastră pas cu pas, în așa fel încât, dacă se poate, să ne prindă lanțul lui și apoi să ne înfășoare și să ne lege în așa fel încât să nu ne mai putem dezlega. Și apoi să nu avem puterea să o spunem nimănui și să stăm așa legați și încătușați ca cei din Nazaret odinioară. Că nu la voia întâmplării s-a dus Domnul în Nazaret să le spună asta. Că era valabil cuvântul pentru ei atunci și pentru noi aici astăzi, aici în biserica aceasta din Spania, este valabil cuvântul robilor de război slobozirea. Și nu eu pot să fac asta. Este unul în ceruri și acela-i Fiul lui Dumnezeu și El a dezlegat pe mulți în zilele acestea și va mai dezlega pentru că El are putere, mărire Domnului și apoi să dea drumul celor apăsați, că dacă El, diavolul, ne prinde lațul Lui, ne și mai apasă și nu trebuie mai mare durere, nu trebuie mai mare necaz decât în fiecare zi să n-ai pace, să nu te bucuri în casa ta, să nu te bucuri de cei dragi, să nu te bucuri de ce ți-o dat Domnul. Nu trebuie mai mare durere, dar Domnul are putere în această zi să facă o eliberare. Fie numele Lui binecuvântat. Și apoi cuvântul Domnului spune să aducă anul de îndurare a Domnului
Și anul de îndurare la Domnul nu începe ca la noi, frați și surori. La noi a început la 1 ianuarie și continuă până la 31 decembrie. Anul de îndurare al Domnului este de când ai venit în lume și de când am venit în lumea aceasta. Tot an de îndurare are Domnul pentru mine. Dar așteaptă rodă ca odinioară. Nu că de 3 ani era smochinul sădit acolo. De 3 ani aștepta rodă la el. De 3 ani aștepta rodă. Și nu era. Nici într-un an n-a fost rodă. Și Domnul este Cel ce a intervenit, Fiul Lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Tată, mai lasă-L și anul acesta. Mă ocup eu deosebit de El și în anul acesta. S-or mai face niște seri de rugăciune în Biserica Muntele Sionului. Să mai faci o părtășie încă aici. Tată, îi anul de îndurare. Mai lasă-L încă, că se va întoarce și va aduce rod. Și Domnul este Cel ce mijlocește pentru noi. Fie numele Lui binecuvântat. Vreau să privim astfel cum Domnul este Cel ce a dus mesajul Lui la cei din Nazaret. Și acum, cuvântul Domnului continuă mai departe. Toate privirile erau îndreptate spre El. Dar știți de ce erau îndreptate privirile spre Domnul? Am auzit că Domnul în Capernaum a făcut vindecări. Acum să vedem ce face la noi, Domnul. Să vedem cum procedează aici. Să vedem cum ia lucrurile așa înainte și ia pe bolnav să-i vindece. Însă Domnul a adus mesajul acesta pentru ei, un mesaj care era valabil pentru toți cei din Nazaret. Pentru că dacă citiți de Evanghelia după Marcu, cuvântul Domnului spune că e adevărat, Domnul în Capernaum a vindecat pe un îndrăcit. Și cei din Nazaret, pentru că erau aproape de Capernaum, au auzit. Și au zis, acum așa e să facă Domnul o minune. Că așa le trebuie până astăzi, fraților, o minune să facă Domnul. O minune. Și dacă mai era și Domnul în mijlocul lor, atunci neapărat trebuia să facă Domnul o minune. Dar ei n-au înțeles că a continuat Domnul spunând astăzi. Aleluia! Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și s-au împlinit în Nazaret, în cetatea de unde El era. Și lor nu le-a păsat că Domnul a venit să-i vindece, să-i elibereze, să-i pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Lor le trebuia minuni. Lor le trebuia încă un semn ceva. Lor le trebuia ceva spectaculos, extraordinar. Așa se face că până astăzi, în multe biserici, cu toată responsabilitatea, o spun, dacă nu face Domnul o minune, sunt unii care fac minuni ca să iasă cumva ceva, ca să impresioneze pe cei ce ascultă. Și tot mai puțini sunt cei care sunt dispuși să stea lângă cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă pe lângă cuvântul pe care Domnul îl transmite, mai este nevoie pentru cineva să facă Domnul o minune, El o face, fie numele Lui binecuvântat. El are putere să o facă. Dar peste toate minunile, peste toate întâmplările pe care noi le povestim și le spunem, Domnul este Cel ce a lăsat mesajul Lui și ne-a lăsat cuvântul Evangheliei pe care să-L propovăduim, să-L înțelegem și să-L trăim, fie numele Domnului binecuvântat. Și apoi cuvântul Domnului spune că mai departe, cei din Nazaret, după ce și-au îndreptat privirile spre Domnul, au început să fie neliniștiți, au început să se tulbure și Domnul a început să le spună niciun proroc nu-i prețuit în patria lui. Așa se face că mulți afirmă, poate de la învoanele bisericii, că se întâmplă să nu fie prețuiți în patria lor prorocii, dar nu o să-ți Domnul în casa lui. Nu o să-ți Domnul în casa lui. Și în patrie, ce s-ar întâmpla? Așa cum fratele Iulian spunea că și-am auzit tinerea aceea. Azi noapte, e adevărat că
În spaniol cântau și eu nu i-am înțeles ce cântă. Ce s-ar întâmpla să mergeți pe străzile orașului Arcanda și să vestiți Evanghelia? Ce s-ar întâmpla? Ce-ar zice oamenii despre dumneavoastră? Sau în țară, în localitățile de unde sunteți? Ce-ar zice oamenii? Dar aici, în casa lui Dumnezeu, aici fiecare dintre noi, stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Fie numele Domnului binecuvântat. Însă, Domnul a vrut să-i facă să înțeleagă că nu totdeauna lucrurile se repetă la fel. Și le-a spus Domnul că erau multe văduve în Israel și totuși mie n-a fost trimis la niciuna din ele. Pentru că poate nu era niciuna dispusă să-l primească cum a primit văduva din Sarepta Sidonului. Atunci când Ilie s-a oprit pe drum și a zis măcar un pahar de apă și pe când se ducea femeia o zis dacă pot adă-și o bucată de pâine în mâna ta. Și pentru că era și văduvă și pentru că era și foamete putea să-i spună du-te omule, nici nu te cunosc, nici nu știu de unde ești, chiar la mine te-ai găsit să te oprești. Dar dacă era vorba despre Domnul, dacă Ilie a mintit despre Domnul, sigur, femeia se temea de Domnul și ea a făcut cum a zis omului Dumnezeu, pentru că i-a spus, așa vorbește Domnul. Nici făina, nici untelemnul nu se vor termina până Dumnezeu din nou va binecuvânta cu ploaie țara, fie numele Lui binecuvântat. Și Dumnezeu este Cel ce a arătat că nu neapărat dintre cei care trebuiau să primească, l-au primit. Și oricine, oricare, nu numai cei care ies în față, nu numai cei care ies în evidență, pot să facă ceva pentru Domnul. Nu numai cei care slujesc poate duminică de duminică în casa lui Dumnezeu, pot să lucreze ceva pentru Domnul. Și Domnul pentru fiecare dintre noi are pregătit ceva, ceva special, ceva care numai noi putem face. Așa că s-a uitat Domnul la sfatul lui în ceruri, și când ne-a chemat pe noi la mântuire, apoi a văzut că acolo unde putem noi merge cu Evanghelia, în casa în care putem noi intra să ducem mesajul lui Dumnezeu, nu oricine poate intra. Dar Domnul este Cel ce a văzut că noi vom fi oamenii care vom sta la dispoziția Domnului. De aceea doresc Dumnezeu să mă binecuvânteze. Apoi spune cuvântul Domnului că și pe vremea lui Elisei erau mulți leproși. Și aș vrea să vă faceți o imagine când Naaman s-a oprit la poarta lui Elisei. Câți din Israel nu au fi zis? Nu a mai venit și ăsta aici. Dar nu sunt aici la noi atâția leproși. Crede el că pe el a vindecat Domnul și pe noi nu i-a vindecat? Crede el că el are prioritate mai mare decât noi? Nu suntem noi poporul Domnului? Nu suntem noi aleșii lui Dumnezeu? Însă cuvântul Domnului spune că bine că nu i-a auzit Naaman, poate că nici nu știa limba lor. Dar Naaman nu i-a păsat de ce cred cei din jurul lui și i-a așteptat să iasă omul lui Dumnezeu să pună mâna, să facă rugăciune și apoi să vadă cum se vindecă. Dar atunci ducea în Siria mesajul că cu adevărat cum o zis fetița aceea, că ea atât o știut. Atunci mesajul ducea în Siria că este un om al lui Dumnezeu acolo și ăla face minuni. Dar Elisei n-a vrut să-și ia el slava Domnului. Și-o zis, du-te la Iordan, știți dumneavoastră. Și când au venit de acolo, Naaman din nou, în fața lui Elisei, i-a spus, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Fie numele lui binecuvântat. N-o zis, nu este proroca Elisei. O să nu este Dumnezeu pe tot pământul, numai în Israel. Fie numele lui binecuvântat. Și au zis după toate acestea, după mesajul Domnului care l-a avut la cei din Nazaret, toți s-au umplut de mânie. Acum eu nu-mi permis să întreb la dumneavoastră. Mi-am permis odată într-o biserică să întreb. Nu se întâmplă de multe ori atunci când se termină slujba din casa lui Dumnezeu, unii se meargă mânioși acasă și cineva s-a ridicat. Și-o zis, eu sunt unul dintre ăia. Acum eu nu vă întreb pe dumneavoastră, că n-ați vrea să vă ridicați. Nu știu, unul, doi, câți vreți să vă ridicați, nu vă ridicați. Dar ascultați cuvântul Domnului. Atunci, oriunde, în orice loc, unde se citește cuvântul lui Dumnezeu, unde este transmis mesajul lui Dumnezeu,
mai slab, mai tare, mai într-un fel sau altul. Și dacă mesajul acesta din partea lui Dumnezeu, dacă de multe ori nu ne place de oamenii pe care îl transmit, asta poate fi o problemă la noi. Asta poate fi o problemă la noi. Și era una din bisericile în care slujesc, s-a botezat, era cineva cu pregătire. Și având în vedere că era într-o biserică de la țară, acum că s-a retras acolo, ieșind la pensie, s-a botezat și apoi din când în când mai făceam vizite în casa aceea. Și într-o zi a zis sora, păi, cu tare așa, și a văzut multe lucruri. Și am stat și am ascultat. După ce am ascultat, la un moment dat am zis, e adevărat, ați văzut multe lucruri. Dar eu am o întrebare pentru noastră. Și o zis, spuneți-mi. Atunci când v-ați întors la Domnul, cum i-ați văzut pe frați? Că-s curios. Cum i-ați văzut pe frați? Zice, pe toți i-am văzut sfinți. Bine i-ați văzut. Dar acum, vă întreb, cum îi vedeți? Ce nu-i văd așa? Atunci, vrând nevrând, mai pun o întrebare. Când ați văzut bine? Că e clar că odată n-ați văzut bine. Și am zis, când ați văzut bine? Și o zis, cred că prima dată. Și eu cred. Tot așa. Dar pentru că stăm mai mult împreună, frați și surori, pentru că suntem mai mult la părtășie, pentru că suntem mai apropiați, că de-aia vrea Domnul să fim mai aproape, ca să putem să stăm acolo. Se cânt o cântare cu fraților, mi-a spus, ai glorie despre voi, dragă dumneavoastră, știți, că vom avea și în cerul oare câte un rai de fiecare, dar de aici trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. E adevărat când stai lângă un frate, e adevărat când stai lângă o familie, atunci nu ai defecte, vedem. Că asta este, se întâmplă, să ne vedem defectele unii altora. Dar auziți, ia când stăm lângă Domnul, să vedeți cum îl vedem. Cu cât ne apropiem de Domnul, îl vedem mai sfânt, mai bun, mai plin de milă, mai plin de îndurare. Fie Domnul binecuvântat. Mai eu aș vrea să vă provoc în această zi și să vă întreb în același timp, având în vedere că veniți în casa lui Dumnezeu, când ieșim din casa Domnului, cum este inima noastră? Care e mesajul care a rămas în ființele noastre? Cu ce mergem de aici? Ce ducem în casele noastre? Pentru că spuneam fraților în seriile acestea că noi suntem oamenii care suntem pe drum. Asta spune Evanghelistul Luca acolo în capitolul 11. Noi ne ducem la cel care este mai înstărit, la cel care ne poate ajuta, la cel care ne poate da. Și noi suntem oamenii care mergem la el și spunem, prietene, împrumutăm 3 pâi, că de pe drum a venit un om la mine. Și n-am ce-i pune înainte. Și asta e valabil când trec unii sau alții prin casele noastre, sau când ne întâlnim cu unii și cu alții. Ce dăm înainte? Ce îi spunem? Cum ești, frate? Vai! Cum îți merge rău? Cum te descurci? Slab! Dar Dumnezeu care e bogat, unde-i? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne vede. Și dacă tot timpul suntem nemulțumiți, dumneavoastră mulți aveți copii aici și îl vedeți în fiecare zi nemulțumit, nu-l întrebați într-o zi, măi băiete, dar ce ai? Mă străduiesc să-ți fac toate pe voie și tot nu-i bine. Ce ai? Păi așa se străduiește Domnul cu noi. Păi dacă avem voce, nu-i harul lui Dumnezeu? Păi dacă vedem cu ochii, nu-i îndurarea lui Dumnezeu? Păi dacă avem înțelepciune, nu-i îndurarea și binecuvântările Domnului? Nu toate acestea ni le-au dat fără să apucăm noi să le cere? Și acum, când trebuie să stăm cu alții de vorbă, nu ne-o dat Domnul mai mult? Poate să nu ne pierdem de pe cale. Nu ne-o dat Domnul mai mult? Poate că ne-o văzut tot nemulțumit și de aceea nu ne-o dat. Dar nu cred că nu ne dă cât ne trebuie. Nu cred că nu ne dă cât ne trebuie. Dar e important să avem o stare de mulțumire înaintea Domnului. Mă rog Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații și surori. Și să înțelegeți în această zi că și din casa lui Dumnezeu
trebuie să mergem plin de bucurie, indiferent cine a ținut slujba. Dacă se petrece vreodată ceva care nu-i potrivit, da, atunci ar trebui să fim mândriți și să ne rugăm pentru lucrarea Domnului și pentru casa Domnului. Dar dacă obișnuim să ne rugăm numai pentru noi și pentru casele noastre, atunci putem tot aștepta că de multe ori întârzie binecuvântările Domnului. Ia să ne rugăm pentru lucrarea Domnului, ia să ne rugăm pentru casa Domnului, ia să ne rugăm pentru frații și surorile pe care îi cunoaștem, să vedeți cum va binecuvânta Domnul și pe ei, dar nu ne uită nici pe noi. Și pe noi ne va binecuvânta Domnul. Domnul doresc să vă binecuvânteze, să înțelegem, căci Domnul este cel ce vrea dinaintea Lui. Dacă credem că am stat înaintea Lui, să mergem plin de bucurie, nu ca cei din Nazaret, mânioși, că n-a mai făcut Domnul o minune. Dacă trebuie să facă Domnul minuni în biserica Muntele Sionului din Arganda, ori eu, ori prin altcineva, le face Domnul. Dar dacă este să se citească cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem la cuvântul Lui și să credem că tot ce a spus El are putere Domnul să împlinească. Amin.